Este un cuvânt în Cartea Sfântă care zice așa: ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei, aleluia! Astăzi îngăduiți-mi să zic ferice de voi, cei ce vă închinați la Betania. Trebuie să vă mărturisesc că dimineața aceasta a fost o experiență specială pentru mine. Cred că a pregătit-o Domnul, a vrut să mă binecuvânteze Dumnezeu în mijlocul vostru și trebuie să vă spun, în ceea ce mă privește, prezența mea aici este un bogat schimb de experiență. N-am multe să vă aduc, dar să știți că duc multe. Și vreau astăzi să vă îndemn pe fiecare dintre voi: apreciați ceea ce v-a dat Domnul. Spiritul acesta al închinării e până la urma urmei cheia adunărilor noastre. Când avem spiritul închinării, avem prezența Domnului. Și în ceea ce mă privește, trebuie să vă spun, în dimineața aceasta am fost de-a dreptul copleșit de prezența Domnului. Am un buzunar plin de batiste uzate deja. Au fost lacrimi în prezența Domnului, pentru că așa e prezența Domnului când te copleșește. Și vreau să vă chem, dragii mei, prețuiți ce aveți. Se poate pierde foarte ușor binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea vegheați în vederea rugăciunii, vegheați în vederea cântării de laudă, vegheați în vederea relației cu Dumnezeu și va fi ferice de voi. Mulțumesc fraților din conducerea bisericii pentru această invitație. Vreau să cred și cred cu toată tăria că Dumnezeu a pregătit timpul acesta nu pentru că aș avea ceva special să vă aduc, ci pentru că Dumnezeu a vrut să lucreze ceva în dreptul meu și mă duc de aici încărcat cu gânduri noi pentru biserica pe care m-a chemat Domnul să o slujesc. Prețuiți-i pe cei ce vă slujesc. Fiecare dintre ei au fost și au slujit în biserica noastră, ne-am bucurat de slujirea lor, dar trebuie să vă spun, e cu totul altceva când vii și vezi lucrarea. De aceea îi mulțumesc Domnului pentru acest har. Aș vrea să citim astăzi un cuvânt din Scriptură, Psalmul 137. Și vă chem să ne ridicăm. Sfântul sfoșnet al Scripturii. Sunt bucuros de ceea ce v-ați propus pentru anul acesta. E un lucru extraordinar. Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaseră arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii. Ah, fiica Babilonului sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut, ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă. Și fie ca Domnul să-și binecuvânteze cuvântul. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Dragii mei, aș vrea în numele Domnului să lansez astăzi o strigare în mijlocul Bisericii Betania. Pentru fiecare dintre cei ce se închină aici vreau să zic așa: trăiește ca un fiu al cerului. Ne cheamă Dumnezeu la aceasta, să trăim ca și fii ai cerului. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că dacă Dumnezeu ne-a luat de pe pământ, ne-a lăsat pe pământul acesta și nu ne-a luat atunci când am fost în apa botezului, împăcați cu Dumnezeu, ne-a lăsat Dumnezeu aici ca să fim o mărturie pentru El. Și felul în care noi trăim îl glorifică pe Dumnezeu sau
Nu. De aceea astăzi vă chem, frați, surori, dragi tineri prezenți aici, oricine ați fi, haideți să învățăm să trăim ca niște fii ai cerului. Psalmul acesta ne pune înainte oameni care au gustat din robia aceea a Babilonului și care au avut un moment al vieții lor în care au uitat identitatea lor. Dar ca să putem să intrăm în învățătura din această zi, aș vrea să mă îngăduiți să vă spun o întâmplare. Ați auzit-o, probabil, e foarte populară în biserici. Se spune că un țăran care umbla prin pădure la un moment dat a găsit un ou de vultur. Și și-a propus să ia oul acela de vultur și și-a zis în sinea lui, am acasă o cloșcă. Am să pun oul acesta sub cloșca mea și să vedem ce iese. Așa a făcut bietul om, a pus oul sub cloșcă și a venit vremea când din ouăle găinii au ieșit pui de găină. A venit vremea când din oul de vultur a ieșit un pui de vultur. Era diferit. Arăta ciudat între ceilalți pui. A crescut și el sub aripile găinii. Răspundea și el chemării găinii când găina îi chema pentru un viermișor sau pentru un fir de iarbă. Dar încetul cu încetul, el creștea mai tare decât ceilalți, mai mult. A ajuns să fie mai mare decât mama găină. Dar a învățat să se ducă după găină împreună cu frățiorii lui mai mici. Și într-o zi, un vânător a trecut prin fața casei acelui țăran. S-a uitat peste gard și dintr-o dată a fost izbită privirea lui de acel pui de vultur care ștura aripile și el după cloșcă între ceilalți pui. Și vânătorul acela a făcut așa o afirmație. O, tu, fiu al văzduhului, ce cauți aici? Aș vrea astăzi, pornind de la această întâmplare, să înțelegem că noi, fii ai cerului, nu putem să fim și să trăim oricum, ci suntem chemați să trăim în funcție de identitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul. Aleluia! Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și de aceea avem datoria să trăim ca fii ai cerului. Aici pe pământ, aici în Dublin, aici prin Irlanda și oriunde în altă parte, suntem datori să trăim ca fii ai cerului. Uitați-vă, dragii mei, vrând nevrând, fiecare dintre noi, aici pe pământ, fie la Dublin, fie în Timișoara, fie în altă parte, ne trăim viața. Însă vrea Dumnezeu să fim cu totul și cu totul altfel. Vrea Dumnezeu să dezvoltăm în noi caracterul dumnezeiesc, să fim tot mai asemănători Lui, să se poată uita oamenii din jurul nostru spre noi și să zică, e fiul cerului, e un copil al lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegem această chemare și de aceea astăzi, dragii mei, aș vrea să mă îngăduiți să ne uităm la psalmul 137. E un psalm, eu l-am împărțit în două. La versetul 4 mi-am tras o liniuță, după versetul 4. De ce? Pentru că psalmul acesta ne arată condiția celor ce erau în robi în Babilon până la un moment dat și apoi ne arată condiția lor ca oameni treziți și conștienți de identitatea pe care o aveau în realitate. Uitați-vă cât de dramatic începe psalmul acesta. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam.
Babilonul, lumea aceasta, s-ar putea să ne ofere cele mai frumoase peisaje. S-ar putea Babilonul acesta să ne ofere locuri dintre cele mai frumoase. Râuri, sălcii, eu știu ce cadru deosebit, care să fie tentant pentru noi și să ne îndemne să ne identificăm cu Babilonul. Dar ascultați-mă bine, suntem fii ai cerului. Și lucrul acesta trebuie să ne umple de bucurie. Și de aceea, ca fii ai cerului, nu putem să uităm niciodată identitatea noastră. Bieții robi israeliți din Babilon, din nefericire, și-au uitat condiția. Și-au ajuns să fie robi ei, cei ce chiar în robie ar fi putut să stea cu fruntea sus. Am auzit îndemnul de la închinare astăzi. Zicea, poate nu se va modifica rata la bancă, poate nu se va schimba asta, dar vei avea tu sentimentul că ești iubit de Dumnezeu și asta va fi un stimulent extraordinar pentru tine. Asta îți va oferi încredere. Dragii mei, haideți să înțelegem că în Babilon, oriunde suntem, fie că Babilonul acesta este pentru noi în Timișoara sau este în Dublin sau în altă parte, în lumea aceasta, o spun pentru a nu știu câta oară, avem datoria să trăim ca fii ai cerului. Uitați-vă, bieții israeliți au falimentat de la condiția lor de oameni aflați în legământ cu Dumnezeu. Și nu-mi pare nimic mai ciudat decât să văd israeliții aceștia, spun așa, pe malurile râurilor Babilonului, ședeam jos și plângeam. Ședeam jos și plângeam. Uitați-vă cum ne înrobește Babilonul. Când ne înrobește Babilonul? Când îi dăm ocazia. Și uitați-vă cum putem să dăm ocazia Babilonului să ne înrobească. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi, noi trăim pe acest pământ pentru cer, amin? Pentru cer trăim aici. Și dacă înțelegem lucrul acesta, vom ști că suntem doar în tranzit pe aici. Să uitați-vă la bieții de ei. Și vai bieții fii ai cerului din secolul 21, care nu-și înțeleg identitatea și condiția. Atunci te înrobește Babilonul când șezi jos. Zice, pe malurile râurilor Babilonului ședeam. Nu-i condiție mai păguboasă decât tu, fiul al cerului, să stai inactiv. Când stai inactiv, atunci te prinde diavolul în cursele lui. Și asta aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi. Lipsa de activitate este cât se poate de păguboasă. Știți că Dumnezeu caută întotdeauna oameni ocupați? Pește caută Dumnezeu. Pe cei neocupați îi caută vrăjmașul, diavolul. Pe oamenii ocupați, gândiți-vă la Gedeon. Zice Scriptura că el bătea grâul în teasc, se pregătea să facă provizii, să facă una și alta, și vine îngerul Domnului și zice, Domnul este cu tine, viteazule, am nevoie de tine. Asta face Dumnezeu, îi caută pe oamenii ocupați. Și vreau să înțelegem că vom rămâne fii ai cerului câtă vreme ne vom ține ocupați cu cerul. Câtă vreme vom face o preocupare permanentă din a-L sluji pe Dumnezeu. O, cât câștig are diavolul de la noi atunci când nu ne lăsăm preocupați de lucrarea lui Dumnezeu. Cât câștig are diavolul. Fiecare dintre noi cunoaștem drama lui David. Despre David, om după inima lui Dumnezeu. Un om care era în legământ cu Dumnezeu. Un om care a beneficiat de un legământ special din partea lui Dumnezeu. Și a avut o vreme, citiți în Cartea Sfântă și veți vedea, a avut o vreme în care zice Scriptura așa, pe vremea când plecau împărații la război, când pentru împărații era ceva de făcut, în vremea când împărații trebuiau să fie ocupați cu luptele Domnului, în vremea când împărații plecau la război, ce a făcut David? Zice, a rămas acasă. Și mai zice ceva, într-o după-amiază, spre seară, David s-a ridicat din așternutul lui. Imaginați-vă, într-o după-amiază, spre seară s-a ridicat din așternut. El, cel ce altă dată, zicea, o iau înaintea zorilor și strig.
O iau înaintea străjilor de noapte și te laud. Dar iată un fiu al cerului care își uită condiția și zice, pot să las garda jos pentru o vreme, pot să stau inactiv pentru o vreme, crezând că își poate permite o vacanță spirituală din când în când. Nu, dragii mei, suntem chemați astăzi să trăim ca fii ai cerului și fiii cerului se țin activi cu lucrarea lui Dumnezeu. M-am bucurat aseară, târziu am venit aici. Au dus frații după ce m-au plimbat prin Dublin și ne-am mai uitat încoace și încolo, târziu am venit aici și am văzut că aici se lucrează. Și am zis, aleluia! Aleluia! E bine când este pasiune pentru casa Domnului. E bine, pentru mine e o uimire tot ce văd. Să știți, ăsta e un lucru extraordinar. Și cine l-a făcut cu dragoste pentru Domnul, de dragul de a fi frumos în casa Domnului, și era îndemnul acela la timpul de rugăciune, cine slujește bisericii, slujește de fapt Domnului. O, dacă am înțelege noi că suntem chemați să ne menținem activi în lucrarea lui Dumnezeu, să facem ceva pentru Dumnezeu, avem de ales. Vrem să fim robi sau vrem să trăim cu demnitatea de fii ai cerului aici pe pământ? Avem de ales. Și dacă vreți, dimineața aceasta este dimineața în care stă înaintea noastră această provocare. Vom zice toți în cor, noi vrem ca fii ai cerului. Asta înseamnă că avem obligații. Ca să trăim ca fii ai cerului, avem datoria să slujim cu înflăcărare pentru Domnul. Așa de ușor, de aceea v-am spus, aveți grijă să nu pierdeți ce aveți. Știți cât de ușor putem să pierdem ce avem? Pe paginile Sfintelor Scripturi stă înaintea noastră pilda celor 10 fecioare. 10 fecioare, una ca alta. Toate cu același obiectiv în minte, toate cu aceleași așteptări, toate așteptau mirele. Dar o mică scăpare, o mică scăpare le-a făcut să nu-și ia rezerve. A venit vremea că au adormit. Și aici este marea problemă. Putem foarte ușor să adormim, de aceea eu strig, dacă vreți, un strigăt al disperării. Nu vă lăsați, rămâneți înflăcărați pentru Domnul. E așa de ușor să adormi și știți dumneavoastră, când cineva adorme, când dormim visăm, nu-i așa? Și ni se pare că e chiar așa. Ne trezim din câte un vis și zicem, o, Doamne, de nu s-ar fi terminat, că a fost un vis frumos. Sau ne trezim dintr-un alt vis. Visele pentru noi sunt o adevărată realitate. Și ne putem trezi pe plan spiritual, adormiți, ațipiți, visăm frumos, visăm despre, știu eu, lucruri spirituale și credem că e totul bine. Visăm că ar fi bine cu viața noastră, dar în realitate să fim din aia care mai sfărăim și deranjăm și pe alții care ar vrea să se închine. Că mai sfărăim noi câteodată și zicem, de ce ăla așa și de ce ăla la altfel? Vrea Domnul să ne menținem activi în lucrarea lui Dumnezeu. Deci, ceea ce îi ține pe fiii cerului în robie este întâi inactivitatea. Uitați-vă, încă un lucru. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Frumoase amintiri, nu? Amintirile sunt frumoase când ele te stimulează ca să fii ce ai fost. Dar uitați-vă la ei. Ei își aduceau aminte de Sion, dar și-au pus harfele în cui. În Sion nu era cu harfa în cui, nu? Înțelegem noi, dragii mei, că nu putem să trăim din amintiri. Asta ne duce în robie. Dacă vom sta cu gândul, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt atunci, să vezi ce înflăcărat am fost atunci, să vezi ce bine a fost atunci și ce dragoste din tâi a fost atunci. Mă bucur să pot să proclam în mijlocul dumneavoastră Evrei 13:8. Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. El nu s-a schimbat. Nu e drept să trăim din amintiri. Nu e drept să trăim uitându-ne înapoi și zicând a fost grozav. Ci datoria noastră este
să trăim cu înflăcărare fiecare zi a vieții noastre. Să trăim un prezent activ cu Dumnezeu. Asta ne ține în robie, dacă vreți. Faptul că ne sprijinim pe niște amintiri și vezi pe câte unii care vorbesc așa ca de un palmares. Dom'le, botezat în apă atunci, botezat cu Duhul Sfânt atunci, acum n-am decât de încrucișat mâinile și să zic Maranata, vino Doamne Iisuse. Oare chiar asta să fie condiția fiilor cerului? Nu, categoric nu. Fiii cerului sunt oameni care se țin activi în lucrarea lui Dumnezeu, oameni care nu trăiesc din amintiri, ci oameni care au un prezent înflăcărat cu Domnul lor. Amen. Și mai zic un lucru despre ei. Mai zic un lucru ciudat. Zice, în sălciile din ținutul acela ne atârnaseră harfele. Spiritul închinării de la dumneavoastră, spun încă o dată, m-a copleșit. E așa de frumos să vezi o biserică în care numele Domnului este lăudat. E așa de frumos. Și vreau să știți ceva. Am încredințarea deplină că sunteți o priveliște pentru cer când vă închinați Domnului. Aduceți-vă aminte, Dumnezeu are obiceiul acesta să se laude cu cei ce sunt ai Lui. A stat odată Dumnezeu, se uita spre Iov, un închinător adevărat, un om al lui Dumnezeu, și le-a zis ființelor cerești așa, ați văzut pe robul meu Iov? Cu oameni care sunt dedicați, se laudă Dumnezeu. Și vreau să cred cu toată tăria că se deschide, biserica noastră e poarta cerului și îmi place să le spun mereu alor noștri așa, îmi place să cred că se deschide poartă, fereastră în cer și așa se adună ființele cerești să vadă ce se întâmplă într-un loc ca și acesta. Dar, dacă vom zice, ia mai punem harfa în cui, lauda o punem deoparte, că știi cum e? Astăzi, după necazurile pe care le-am avut, numai chef de laudă la adresa Domnului nu mai am. De-ar fi lauda după chef. Însă lauda nu-i după chef. Citiți Psalmul 34. Dumneavoastră aveți acolo, în Psalmul 34, când vă uitați, are un cuvânt introductiv. Un titlu acolo, dacă vă uitați, cu litere italice, înaintea psalmului 34, zice un psalm alcătuit de David într-o vreme foarte critică. Pe vremea când făcea pe nebunul, era strâmtorat, era lângă dușmanii lui și nu mai știa ce să facă. Un psalm alcătuit de David când făcea pe nebunul în fața lui Abimelec. Un moment în care probabil tot ce ar fi avut de spus cineva să zică, Doamne, ai milă și de mine acum. Știți ce zice David în psalmul pe care l-a alcătuit în cea mai critică perioadă a vieții lui? El începe așa, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Asta este atitudinea omului care înțelege puterea laudei. Eu strig, lăudat să fie Domnul. Aleluia! Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Așa se întâmplă când omul înțelege puterea laudei. Nu e drept să oprim lauda. S-ar putea să fim ispitiți și să zicem, nu oricând avem dispoziție pentru asta. Mi-a plăcut prima rugăciune pe care s-a făcut aici la ora 9. Rugăciune de laudă la adresa Domnului. Și din când în când îmi ridicam ochii pe proiector să lăudăm pe Domnul pentru ceea ce este. Știți dumneavoastră că în ceruri tot asta vom face, ne vom uita la El, la ceea ce este și vom zice, extraordinar, Doamne, ce-am mai văzut astăzi? Cei ce se străduiesc să-L caute pe Domnul, se uită în Scriptură și mereu zic, slăvit să fii Tu, Doamne, uite ce-am mai înțeles astăzi, uite ce mi-ai mai arătat despre bunătatea Ta. Înțelegi Tu, dragul meu, rămâi rob al Babilonului dacă vrei să-ți pui harfa în cui. Nu-i nimic mai dramatic. Sunt unii care spun harfa în cui motivați de ambiții, ei sunt supărați. Eu nu mai cânt, sper la dumneavoastră să nu fie niciodată cazul de așa ceva. Eu nu mai cânt că pe mine m-a supărat păstorul, pe mine m-a supărat Cutărescu, dirijorul sau nu știu cine, eu nu mai cânt. Ca și cum, o, ce mare rău face el bisericii și dirijorul lui aluia care l-a supărat. În realitate ne facem rău nouă înșine,
atunci când nu-L lăudăm pe Domnul. O, atunci ne apucă Babilonul. Atunci ne prinde Babilonul. Când stăm inactivi, când trăim numai pe baza experiențelor din trecut și atâta tot, atunci când oprim lauda. Dar încă ceva. Am stat și m-am uitat aici. Ce ocazie. Zice, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Ăștia au oprit și mărturia. Și asta e iarăși mare bai. Te prinde Babilonul când oprești mărturia. Ce ocazie grozavă! I-a luat Dumnezeu, le-a îngăduit să ajungă în Babilon și acolo ei puteau să trăiască ca fii ai cerului, ca fii ai legământului, să trăiască altfel, să-i vadă toți cei din jur cum trăiește un fiu al legământului. Dar nu. Cum să cântăm noi pe un pământ străin? Ne-a lăsat Dumnezeu să ajungem în situația asta? Ne mai arde nouă de cântat? Și-au oprit mărturia. Zic încă o dată, frați și surori, dacă ne-a lăsat Domnul aici pe pământ după botez, nu ne-a lăsat pentru că n-are nevoie de noi în ceruri, are nevoie de noi în ceruri, de aceea ne-a făcut cunoscut numele Lui, dar ne-a mai lăsat aici pe pământ ca să-L reprezentăm corect pe El și să-L mărturisim pe El oamenilor din jurul nostru, să le spunem oamenilor ceva despre El. Acum, dumneavoastră, sunteți în condiții diferite decât cei din Timișoara. Dar presupun că mai sunt și pe la Dublin români nepocăiți. Mai sunt oare? Mai sunt, hă? Un fiu al cerului nu-și oprește mărturia, ci caută orice prilej, orice prilej ca să-L mărturisească pe Domnul. Aveam un prieten drag cu care mergeam la studiu biblic în tinerețea mea, că pe vremea tovarășului. Făceam studii biblice împreună cu niște frați mai bătrâni. Tibi îl chema pe acest prieten al meu. Mi-era totdeauna drag, avea un spirit de a-L mărturisi pe Domnul. Mergea pe tramvai, săracul de el, fratele lui cânta la chitară la biserică și fratele lui a zis, du chitara, du-mi-o acasă că eu nu știu unde mă duc, în altă parte. Și stătea Tibi cu chitara în tramvai și așa un nene sfătos care era acolo se apropie și zice, ei tinere, știi să cânți la chitară? La care el zice, nu domnule, nu știu, dar eu știu altceva. Și stă omul și zice, ce știi tu altceva? Știu că vă iubește Dumnezeu. Și am zis, ce frumos. L-au dus pe Tibi la armată. Și la un moment dat, ca să-l bagiocorească că era pocăitul din unitate, știți dumneavoastră că îi scoteau la raport în fiecare dimineață, ieșau în careu, soldații militari ieșau în careu. Și ca să-l bagiocorească să facă un pic de distracție pe seama pocăitului, comandantul care venea, ieșea la raport, zicea, hei creștine, ție ce ți-a spus Domnul azi noapte? Și el, Tibi, soldățește, a ieșit în față, permite-ți să raportez. Dumnezeu a spus că vă iubește, tovarășul comandant. Și am zis, uite la Tibi, folosește orice prilej să-L mărturisească pe Domnul. Înțelegeți că și noi avem prilejul și prilejul să-L mărturisim pe Domnul. Atunci ne prinde Babilonul când stăm inactivi. Ne prinde Babilonul când trăim pe baza unor experiențe din trecut. Ne prinde Babilonul când încetăm să-L lăudăm pe Domnul, ne prinde Babilonul când oprim mărturia noastră. Dar ce-i de făcut? Uitați-vă la oamenii aceștia, care eu personal, ca cititor al Scripturii, am sentimentul că s-au trezit. Ei zic așa, dacă te voi uita, Ierusalime, de te uita, Ierusalime, ce au înțeles? Că fiii cerului, fiii legământului trebuie să rămână conectați la sursă spirituală. Înțelegi tu? Dacă vrei să rămâi un fiu al cerului, ești dator să rămâi mereu conectat și să zici, nu vreau să uit, niciodată nu vreau să uit resursele spirituale pe care mi le-a pus Hristos înainte. Să rămâi conectat mereu la lucrurile cele bune, să rămâi conectat la harul lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Mai mult, ei zic așa, e un psalm care poate dă bătăi de cap multora, mie mi-a dat bătăi de cap când eram copil, mama torcea, era ocupată cu lucrul ei și eu învățasem să citesc și mă punea mama să-i citesc din Scriptură. Și ca orice copil crescut în biserică, învățat cu iubirea Domnului și cu învățătură despre dragostea lui Dumnezeu. Țin minte când am ajuns la psalmul acesta că i-am pus mamei o întrebare.
O întrebare dificilă. Și mama mi-a răspuns, apoi știe Domnul. Pentru că, uitați-vă ce zice aici, adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, radeți-l, radeți-l din temelii. Și merge mai departe cuvântul, ah, fiica Babilonului sortită pustirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut, ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă. Un fiu al legământului rămâne conectat la sursă spirituală. Întâi, un fiu al legământului își aduce aminte de răul pe care i l-a făcut Edomul, de răul pe care i l-a făcut păcatul. Un fiu al legământului nu se uită cu plăcere înapoi spre viața pe care a trăit-o fără Dumnezeu, ci zice, adu-ți aminte, Doamne, de cât m-a jefuit pe mine păcatul, ce rău mi-a făcut păcatul. Adesea uităm asta și începem să privim cu nostalgie. Eu personal sunt câteodată deranjat când în biserici vin mărturisitori din ăștia care au mărturie. Și aud că pun foarte mare accent, se laudă cu ce au fost ei în păcat. Și zic, astea nu-s motive de laudă? Asta e rușine că spui ce a făcut Hristos cu tine, aleluia! Dar uitați-vă, eu cred că un fiu al legământului va sta mereu și se va uita și va zice, Doamne, de unde m-ai scos? Zice psalmistul, din groapa pieirii, din fundul mocirlei, din mizerie m-ai scos. Când se uită omul lui Dumnezeu înapoi, se uită ca să poată să fie recunoscător lui Dumnezeu. Înțelegem noi asta? Să fii conectat la sursă spirituală și să te uiți întotdeauna, iertați-mă, cu greață la păcat. Cu greață. Și apoi, trăind aici în Babilon, nu voi uita încă un lucru. Zice aici, ferice de cine va apuca pe pruncii fiicei Babilonului și îi va zdrobi de stâncă. Știți că fiica Babilonului puiește? Și puiește aici. De multe ori face pui aici. Vine Babilonul și ne aduce informații pe aici, prin ochi, prin urechi, și încep să se nască pui ai fiicei Babilonului în mintea noastră. Și ne trezim că în mintea noastră apar prunci, gânduri păcătoase, babilonice, lucruri care nu sunt demne pentru fiii cerului. Nu. Dar uitați-vă ce zic cei treziți. Ah, fiica Babilonului, sortită pustirii, ferice de cine va apuca pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă. Și stânca, zice apostolul Pavel în Corinteni, și stânca era? Haleluia! Ne îndemna fratele Călin în dimineața aceasta. Orice gând îl fac rob al ascultării de Hristos. Asta înseamnă să-ți iei gândul care nu-i în regulă, să, ca și la televizor cu telecomanda, când a venit gândul cel rău, schimbi canalul. Sau zici, Doamne Iisuse, așa izbesc eu gândul ăsta de stâncă, pentru că n-are ce să caute puiul fiicei Babilonului în mintea mea. Asta este pentru alții. Fiica Babilonului poate să puiască în mintea altora, poate să aibă prunci în mintea nu știu cui, dar nu în mintea mea ca fiul al cerului. De aceea spun astăzi, frați și surori de la Betania, Dumnezeu v-a binecuvântat și vrea Dumnezeu să rămâneți binecuvântați până la sfârșitul vieții voastre. Și știți ce mai vrea Dumnezeu? Să se prelungească binecuvântarea voastră în vecii vecilor. Dar pentru aceasta, aici ne dăm examenul. Aici ne dăm examenul. Ce suntem? Preferăm robia? Ne mulțumim în condiția aceasta de a sta inactiv, de a opri lauda, de a opri mărturia, de a trăi pe baza unor amintiri ale trecutului? Sau să zicem, Doamne, în ceea ce mă privește, vreau să rămân conectat la sursă spirituală. În ceea ce mă privește, vreau să mă uit cu greață spre păcatul din care m-a scos Domnul și să-i mulțumesc mereu lui Dumnezeu. Și în ceea ce mă privește, vreau să fac orice gând rob al ascultării de Hristos. Fie ca Dumnezeu să ne înțelepțească pe fiecare dintre noi la aceasta și să ne înțelegem menirea. Trăiește ca un fiu al cerului. M-aș bucura în încheierea acestui mesaj să citim toți acest îndemn de pe ecran cu voce tare. Trăiește ca un fiu al cerului. Amin.